Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Pentru ziua de astăzi, sâmbătă, 16 septembrie 2023. Haideți să vedem care vor fi cărțile care se vor întoarce astăzi pentru voi. Și iată că am extras cărțile pentru astăzi. Haideți să vedem prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta cu numărul 32. Așadar, numerele 3, 2, 5 sau 32 pot fi semnificative pentru tine în această zi de sâmbătă. Iată că această carte se referă la o ușă, da? Și faptul că această ușă către spirit, da? Către tot ceea ce este legat de divinitate, se deschide și în viața ta. Dragul meu sau draga mea, dacă îți vei dori să afli mai multe informații, da, mai multe date despre viața ta spirituală, da, despre îngeri, despre divinitate, despre sinele tău superior, despre calea aleasă de divinitate pentru tine în această viață, iată că poți adresa aceste întrebări divinității, îngerașilor în această perioadă, da, pentru că ei te vor ghida. În orice moment al vieții tale, tu te vei simți insuflat de această putere extraordinară pe care ți-o pot dărui doar zonele celeste ale existenței. Da, este adevărat, dragul meu sau draga mea, pentru că mai ales dacă văd că aveți probleme, da, sau vă confruntați cu anumite situații dificile în viața dumneavoastră, este foarte posibil să doriți să vă orientați în această zi spre celest, spre divinitate, dorind să primiți răspuns la această problemă cu care vă confruntați sau să primiți o călăuzire, da, care vă poate ajuta să vă rezolvați problema. Bineînțeles că cu toții ne găsim din când în când în situații problematice în viața noastră, da, și cu toții ne dorim să rezolvăm lucrurile cât mai bine cu putință. Da, oricum ar fi, văd că, iată, te apropii din ce în ce mai mult de acest domeniu al celestului, de cer, de rugăciune, de meditație, de ce nu, da? Toate aceste modalități nu vor face altceva decât să-ți înlesnească calea spre divin, da? Spre a te simți din ce în ce mai bine în propria ta piele, pentru că atunci când tu te simți bine, când tu simți că faci ceea ce trebuie să faci, da? Este clar că atunci te simți cel mai aproape de divinitate, da? Divinitatea este de acord cu ceea ce tu faci și este de acord cu existența ta. Divinitatea întotdeauna este de acord cu existența noastră, așa încât nu rămâne să îți mai faci nicio grijă în legătură cu un aspect sau altul din viața ta, dar pur și simplu este bine să lași grijile în seama divinității și să te orientezi din ce în ce mai mult spre a trăi cât mai plenar și cât mai bine. Da. Hai să vedem, dragii mei, iată că următoarea carte este cea cu numărul 10, așadar numerele 1 și 10 pot fi semnificative pentru tine în această zi de sâmbătă. Iată că această carte vorbește despre apropierea unei furtuni. Bineînțeles că prin acest mesaj, în această carte nu vrea să spună că vine furtuna în regiunea în care ne aflăm, deși este posibil și acest lucru, dar să sperăm că nu, da, mai degrabă să stea furtunile și vijeliile acolo la mama lor acasă și să nu mai vină pe la noi, pentru că nu avem nevoie de aceste intemperii naturale. Da, mai bine, de fapt, nu este deloc mai bine, dar ce să fac, această carte a ieșit în etalare și trebuie să spun despre ce este vorba. Se pare că o furtună, da, la nivel simbolic, se apropie de viața ta în aceste momente. Probabil că tu știi acest lucru, da? Probabil că ai prevăzut acest eveniment din viața ta și știi că el se va întâmpla la un moment dat. Aștepți cu
cu sufletul la gură, să vezi ce se va întâmpla în momentul în care acest lucru va veni și în viața ta, da? Știi că această furtună va trece destul de repede și pentru tine, de aceea te înarmezi cu răbdare și mai ales cu capacitatea de a lăsa lucrurile să evolueze după bunul lor plac, da? Pentru că ai de gând să lași ca această furtună, între ghilimele, da, să treacă în viața ta, să treacă prin viața ta și să te lase în urmă așa cum știi tu să trăiești frumos, da? Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vine din partea îngerașului Opal, care îți spune: copiii tăi de pe pământ și din ceruri sunt fericiți și sunt îngrijiți de Dumnezeu și de îngeri. Da, este un mesaj cât se poate de benefic, cât se poate de frumos, care iată îți vine în această zi din partea divinității, din partea îngerașilor, care te asigură că atât copiii tăi care nu mai sunt în viață, da, din diferite motive, nu știu, se poate întâmpla pentru oricine ca un anumit copil să nu mai fie printre noi, este bine să fii sigur sau sigură în aceste momente, dragul meu sau draga mea, că acest copil, acest suflet este bine acolo unde este, este îngrijit de divinitate, de îngeri și se află într-un loc cât se poate de bun, da? Mai bun de atât nu se poate. Și atât despre acești copii este vorba, cât și despre copiii care sunt încă prezenți, sunt în viața dumneavoastră și vă bucură viețile în fiecare moment. Iată că vi se amintește și despre faptul că acești copilași sunt și ei vegheați de divinitate și de îngerași și dincolo, bineînțeles, de grija pe care voi le purtați, să știți întotdeauna că aceștia sunt îngrijiți dincolo de cele văzute, da? Și de aceste ființe celeste. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Super Luna, care aduce mesajul că emoțiile sunt la apogeu în această perioadă, în această zi, dragul meu sau draga mea. Da, este foarte posibil să simți aceste emoții cum te copleșesc. Poate că unii dintre voi veți simți să sărbătoriți un anumit eveniment. Poate că nu aveți cine știe ce de sărbătorit, dar pur și simplu vreți să sărbătoriți. Da? Vă puteți cumpăra cele necesare pentru acest lucru și puteți invita un prieten sau o prietenă bună să vă simțiți festivi în această zi. De ce? Pentru că pur și simplu vreți să celebrați viața. Ce poate fi mai frumos decât atât? Da? De asemenea, poate că unora dintre voi vă vine să plângeți și nu știți exact cauza pentru care se întâmplă acest lucru. Poate că nici nu este cazul să delimitați acest aspect. Pur și simplu să lăsați lacrimile să curgă, pentru că aceste lacrimi vă vor purifica sufletul. Și nu aveți de ce să vă temeți, da? Pur și simplu se întâmplă tocmai din această cauză, pentru că este o perioadă foarte tensionată la nivelul emoțiilor, da? Se pare că este emoțiile noastre ajung la apogeu în această perioadă și din cauza aceasta ne putem simți poate unii prea triști, iar alții foarte, foarte bucuroși. Da, haideți să vedem și următoarea carte. Următoarea carte care vine din partea Lenormand. Da, iată că vorbim despre cartea cu numărul 22, așadar numerele 2, 4 sau 22 pot fi semnificative în această zi de sâmbătă. Această carte vorbește despre o răscruce de drumuri, după cum se vede, da? Poți fi tu la această răscruce de drumuri, da? Dragul meu sau draga mea, probabil că vrei să știi exact ce ai de făcut în aceste momente, încotro trebuie să apuci pentru binele tău cel mai fericit, da? Ce poți face decât să îți asculți intuiția o dată în plus, da? Pentru a ști că vei face cel mai bun lucru. Oricum sunt convinsă că în adâncul sufletului vostru voi știți deja răspunsul, știți ce cale trebuie să apucați, așadar nu mai stați pe gânduri și apucați acea cale la care vă gândiți,
pentru că se pare că intuiția voastră vă ghidează pașii și în aceste momente. Hai să vedem încă o carte care vine sub forma unui gând, un gând pe care este bine să-l mențineți în mintea voastră și în această zi. Iată că acesta este gândul pentru astăzi. Sunt gata să mă eliberez. Da, îi eliberez pe ceilalți să experimenteze ceea ce este semnificativ pentru ei, iar eu sunt liber sau liberă să creez în viața mea ceea ce este semnificativ pentru mine. Da, dragul meu sau draga mea, iată cât de benefic poate să-ți fie ție în aceste momente să te eliberezi de dorința de a controla experiențele celorlalți, dorința de a controla orice în viața ta, da? Că până la urmă toate lucrurile sunt făcute cu un scop și nu trebuie noi să înțelegem de fiecare dată sensul lor, da? Chiar dacă de multe ori stăm să ne gândim și să încercăm să captăm acest sens al existenței noastre, iată că este bine că te eliberezi de această dorință ta de a controla totul, de a ști totul în orice moment al vieții tale și este bine că, că vei considera în această perioadă că ești liber sau liberă să ai parte de, de orice îți dorești să creezi pentru tine. Da? Pentru că nimeni, exact cum tu, nu te interesezi de experiențele altor oameni, nici ei nu se vor interesa de ceea ce tu vrei să faci, da? Din punct de vedere negativ, da, mă refer la asta, nu va fi nimeni mai interesat decât tine de ceea ce tu vrei să faci. Hai să vedem și următoarele cărți, dragii mei. Da, iată că avem aici Regele de Cupe, o carte interesantă care mi aduce în prim plan ideea unei perioade de relaxare, unei perioade de liniște care se așterne peste tine, peste sufletul tău în această perioadă, pentru că văd că într-adevăr ți-ai dobândit claritatea asupra unei situații, asupra unei persoane, da, văd că în sfârșit vezi acea persoană așa cum trebuia să o vezi de la început, da? O vezi ca fiind partenerul tău de vis și exact așa este, exact așa se întâmplă cu această persoană, el sau ea chiar este cel mai potrivit sau cea mai potrivită ființă pentru tine în această perioadă și îți oferă toată dragostea de care poate fi capabilă această persoană și tu te simți cu adevărat binecuvântat sau binecuvântată de divinitate, de aceea te simți și foarte liniștit sau liniștită, dragul meu sau draga mea. Da, o carte foarte bună. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici optul de bâte, dragii mei. Se pare că o veste vine spre tine, da? Așteaptă-te ca în această zi să primești o veste, să primești un mesaj de la o persoană importantă pentru tine, poate de la niște rude plecate în afară, poate de la cineva rămas în urmă, dar poate că tu ai plecat în altă țară și aștepți această veste din partea părinților, din partea rudelor tale rămase acasă. Da, poate fi o veste despre un copil sau o veste despre o femeie care este însărcinată și trebuie să nască sau poate o veste despre doi tineri care vor să se căsătorească. Da, tot felul de vești care te pot găsi într-un moment foarte prielnic al vieții tale și te vor bucura nespus de mult aceste vești, da? Văd că, într-adevăr, chiar unii dintre voi veți dori să sărbătoriți această veste extraordinară pe care o veți primi. Sau poate fi pur și simplu un mesaj de apreciere, un mesaj de dragoste de la partener sau de la parteneră. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbește despre libertate. Nu este nimic care să te oprească. Calea este clară pentru tine dacă tu îți dorești să fie așa. Așadar, dragul meu sau draga mea, iată că poți să te consideri liber sau liberă să faci ceea ce îți dorești să faci,
Pentru că, da, a sosit momentul și pentru tine să îți dirijezi energia spre lucrurile pe care dorești să le manifesti în viața ta. Da, a sosit momentul să te manifesti liber sau liberă în existența ta, dragul meu sau draga mea. Acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!